Salutare, dragi prieteni, bine v-am găsit la un nou episod din seria Grind pe genunchi, un event nou și arată bine, Brazers, pentru cunoscători, unii ar zice Trailer Blazers, nubi. Un event important, carduri importante, totul se rezumă totuși la PEC-LAC. Am rupt obiective, am rupt SBC-uri, am rupt meciuri, am rupt tot pentru PEC-uri. Nu recomand neapărat să faceți treaba asta, nu la nivelul pe care îl fac eu, dar îl fac din două motive. În primul rând, suntem pur mereu tucurile, nu băgăm bani și atunci singura manieră prin care să obținem resurse, Doamne ajută, din PEC-uri să prindeți ceva bun, cum ar fi să intre echipe cu atât mai bine. Al doilea motiv, sunt content creator și atunci eu boostez content. Dar în general e bine să țineți în echilibru, pentru că da, sunt foarte multe ore pe care le petreci și overall nu merită. Nu merită pentru că nu contează neapărat câte pack-uri ai. E o loterie, ăsta e adevărul, îmi pare rău să zic. Dar e o loterie, nu contează. Ai 20-30 de pack-uri, ai 2 pack-uri, ai 100 de pack-uri, nu e nimic, deschide altcineva 2-3-5 pack-uri și ia super rachetă de jucători. Deci e loterie, bă, nimic mai mult. Din păcate, ultima perioadă de loterie și la Weekend League, da, o sâmbătă extrem de agitată, m-am nervat tare. Rage a scăpat controlul nou cu viața, asta e un lucru bun. Trag episodul ăsta duminică, reluăm duminică seara meciurile, da. Pana mea, dăm înainte. Elite 1, Squad Battles, înainte de asta nu uitați de butonașe, like, share, subscribe, clopoțel pentru notificări și nu uitați că aveți încă descrie Instagram, TikTok, Facebook, Discord, ce vreți voi, ce vreți voi. Din nou, trag cu puțin gust amar, nu o trag cu mare plăcere pentru Elite 1 și o să fac probabil Elite 1 pentru că încă o săptămână, două maxim, da, dacă mai am răbdare, după aia Elite 3, mai puține meciuri, mai puțină bătaie de cap. Și ok, 55.600 erau, nu, scuze, 45.600 pentru Elite 1. Deci a crescut puțin, dar nu foarte, foarte, foarte mult. Avem și 400 de coins acolo pe dreapta. Și nu doar asta, deci pe lângă pack-urile astea, ceva obiective pe care le-am deblocat, dar o să iau pack-urile pentru live-ul următor, pentru că da, îmi programez așa pack-urile să avem content pe toată perioada. Cum spuneam, deci grind-ul, hai să vă arăt că la urma urmei, grind peste grind, adică avem deja pack-urile astea, dar pentru că avem pack-uri importante deja pregătite, nu are rost. Pe asta probabil că o să le iau pentru pick-urile de la Weekend League. Și așteptăm Heroes-ul, da, așteptăm Heroes-ul foarte aproape de level 40. Nu știu exact ce o să iau aici, vedem atunci la momentul ăla. Și nu doar astea, mai sunt ceva obiective, contează mai puțin. Hai să mergem să dăm sumi și la SBC și asta pentru că vreau să vă arăt și ce o să fac. La mine pe Rodrigo, am arătat deja pe live, dar asta pentru cei nu au fost pe live, am făcut cea mai mică și cea mai mare combinație. La limită cu resursele, teoretic ar trebui să-l facem doar din ce am la club, dacă prin ceva acum tare editare bag ura și la gară, dar vreau să am resurse și pentru Heroes, garantat 87 plus, pana mea. Deci îl facem și pe ăla. Marc Mecea, summit, din nou, pack-uri modeste, dar aia e. Da, hai să dăm, luăm și pack-urile astea, avem și de la Elite, avem și ceva pack-uri păstrate, bă, am păstrat un 85x5 pe care l-am primit cadou, oarecum, bonus de la FC FIFA 23, mergem și-l deschidem și pe ăla la final, premium gold player spec, pack de 25.000, mamă, dar ce modeste sunt, jur. Am și un team of the week, da, deci avem 18 pack-uri, marșe late și a plecat. Haide, am vorbit, iar m-am lungit, ce intru, am făcut 3 minute. Mamă cât vorbești, mă, moșule. Dar de data asta am apă la mine. Pe live-ul trecut am vorbit mult și nu aveam apă. Periculos începe, moșule, un live fără apă. Trebuie să ne hidratăm, nu-i așa? Bun, Jimenez, 83. Ok, nu-i problemă, nu-i problemă. E tradable, mai facem acolo ceva resurse, mai facem ceva SBC-uri. Loc am acolo, mă, teoretic am 45, dar trebuie să nu mă duc în... Dacă mă duc în pauza aia. Așa e frumos la episod, că pot să editez. Bun, astăzi 2 de 25 sunt tradable, hai să mergem pe asta micuțe. Avem 6 gold, doar un singur rare. Dar din nou, nu contează neapărat ce pack deschis, că pana mea, am deschis noi pack-uri de 125.000, de 100.000 cu 3.000 de FP-uri și fix ciuciu. Și am deschis genul ăsta de pack-uri și de bine de rău mai prins ceva. Bun, până acum nu, fodder și atât. Ok, bine. Hai, next.
se mișcă foarte greu. Foarte greu jocul, foarte greu meniul, totul e greu așa, totul e în reluare, în pana mea. În pana mea cu serverul cu tot. Și ăsta e silver, o să dau skip că n-are rost. Prima dată mă prosteam că veneam luminițe aia diferite și am zis că mamă, ăsta e, dar după aia acum moșule știe. Acum și ăștia silver, depinde ce noroc ai. Valorează ceva pe aici colo. Dacă ai noroc să prinzi unul de Evolution, ok, Smash 6363, ăsta e Prime Mixed. Ăsta rămâne la final, cele așa de pe tot, hai să dăm în ăsta. Prime Mixed Player Pack, hai. Chiar sunt curios, voi ați prins ceva din promoția nouă. Mă, numai Gendouzi, mă. Oh, Gendouzi, mă, pentru că când mă gândeam la Rabiot, dar sigur că Rabiot joacă la Juventus, nu-i așa? Ok, nu. Râbă, mă, râbă, n-avem râbă. Lâmă. Nu, râbă nu avem. Râbă n-am auzit. Ok, nu-i problemă. Trimitem sus. Short compact și astea-s tradable. Da, deci o să dau asta la început. Bine, mă, gata, asta am vrut să verific. Hai, ăsta. 6, 3, 80 plus, garantat. Haide, dă ceva bun. Olanda, I take it. E de pai. Bă, pe vreme de... Secetă e bună și apa. De pai, 84. Skip rapid. Dăm next, trecem mai departe. Ia să vedem. Gaia, Marțial, modest. De pai ăsta, cât? 1000 și ceva, nu? Vai viața mea, vai viața lor. Bun, nu-i nimic, mai avem pack-uri. Haide. Pack de 25.000 premium. Rare, toți gold, alea. Cine pana mea e zăpadă, mă? Cred că e zăpadă, nu? Ce să mai și zic? Ăla e, zăpadă, el e. Unu, a venit la mine, pana mea. Ok, și Danjuma, dar în perioada asta nu mai face nimic și deja suntem la 60 de jucători acolo. E bine dacă e. Hai EA, fii cu noi, încă un pack de 25. Nici nu mai știi, mă, că deschizarea mare nu-ți dă. Zici, bă, bun, atunci alea mici, deschizarea mici nu-ți dă. Știi, bă, ce pana mea, nu dă nici din stânga, nici din dreapta. Nu dă nimic deloc. Ăsta e Politano, care cumva, pe care l-am untradeable. Încă nu am decis să fac right wing-ul. În momentul de față, nu știu dacă merită să dai 50.000 de coins sau 1.000 de FP-uri. Pentru mine nu. A fate a fost altceva, era la începutul jocului și te ajută. Dar acum chiar nu, Medina sus, mi se pare destul de scumpuț. Ăla silver o să-l fac, pentru că e moca. Dar ăla lant, sincer, mai degrabă nu. Ok, încă small prime electum play spec 6-3. Ha, de ei, de aici, simt că nu vine nimic. Simt că nu vine nimic. Dar nimic, tată. Dar nu-i nimic, sunt consolat de mic. Lozano. Ok. În spate nu are ce să se ascunde, de fapt, nu, cred, nu, are 500, nu. Ok, trimitem la club, nu-i nimic. Ia să vedem. Deci mai avem un EA Play Falcon Pack, un Team of the Week, Prime de 45.000, Jumbo. Le-am pe astea tradable, ok, și după aia rămân la final cu alea. Bine, mă, hai că e bine și așa, Small Prime Gold Play Spec, din nou, 6-3. Dă-mă și tu, Gold, dife... Dă și tu liniuța aia să fie altfel, să fie cu altă culoare, că de asta așa am văzut în total urma de asta. Dă și tu să fie așa puțin altfel, zice, uite mă, ia vezi speciala, Diego Carlos, Klaus, Doherty, și dau rapid din ele, Rare Gold Pack, 2 și 2 pack-uri de 50.000. Jumbo Premium Gold. Băi, să dai una astea, mă, că le iau totuși. Ba nu, astea sunt mai mici, 25, da. După aia rămânem la 45, haide. Tot mă așa, după gol, mă. Tot pe gol. Vai și iară, vai. Gerard Moreno, 83, aia. S-ar putea ascunde un Mendy în spate, adică nu e ca și cum, că sunt jucători de video. Shadow, nice, 5K, Barcelona, ia să vedem. Doar un K, nu putea să fie și tu 5K. Mai făceam un ban, că e sărăchie. Că e mingea asta, unicorn. Da, unicorn, ce ai, mă? Deci n-ai cum, mă, eu. Ai, doamne, mă. Cum, mă, unicorn, mă? Cum, mă, unicorn? Ok, dar bine că are și inimioare acolo, asta e important. Inimioare, steguțe, alea. E bine, mă.
joci la weekend cu minge unicorn. Totu-i zen, totu-i bine, nu e stres, nu e rage. Ba și minge unicorn. Zeko. Perfect. Perfect, Zeko, skip. Hai, da mă, da. Cum ar fi să joci cu plasă ping, cu linii ping și cu unicorn. Oh, din nou. Da mă, fi și tu. Și cu minge unicorn. Să fie totul zen. Zen. Weekend League zen. N-am auzit. Cel puțin nu anul ăsta. Ok, 2 de 50 de mii. Jumbo, Prime Jumbo, Team of the Week. Ia mă dă în ăsta, chiar dacă e untradeable. Lăsăm balea că, na, 50 de mii la final, puțin mai mari. Și 85 chiar ultimul. City Stones, cred, nu? Stones. Mă, nu știu dacă l-am. Problema nu știu dacă l-am. Dacă l-am, o mică pauză, nu o să o vedeți la editare, bag la Team of the Week, mai facem un Team of the Week, pentru că... stai să văd. Stai să văd dacă e întrebat aici. Ce până mele ceva pe discard. Page-ul ăsta nu mă interesează. Trimite-mă aici. Așa. De fapt... Ăsta sus. Ăsta sus. Nu mă, dau discard, dă-l naim, hai 85, dacă era 86, da, lasă-mă, face câteva mii, noi să fim sănătoși. Era bun totuși de făcut la Team of the Week, nu era suficient pentru Rodrigo sau ceva, ce s-a blocat. Mă, ce prost merge, mă, mamă, ce prost merge, mă, frate, nu mai am răbdare, mă, să mor eu după live-ul de sâmbătă, chiar am luat o razna. Deci am avut nevoie să mă liniștesc și da, trebuie să iau și eu măsuri, ăsta e adevărul, să mă calmez efectiv, pentru că nu are rost, îmi stric sănătatea, mă duc și nervos acasă, am familie, am copii de crescut, nu-mi permit să mă duc nervos, merge infernal de prost, totul se mișcă în reluare, meniul se blochează constant, DNF-uri, n-am luat DNF-uri câte 2-3 săptămâni are jocul ăsta, nu? În astea 3 săptămâni cred că nu am luat de când joc eu FIFA. Câte DNF-uri am luat? Nu contează unde ești. Weekend League, Squad Battles, DNF-uri după DNF-uri la Squad Battles, dacă vă imaginați, DNF-uri la Squad Battles, Rivals, Qualifier, efectiv un meniu, ești în meniu, faci un SBC, te-a dat afară, Connection Last și... dar nu, e de la noi. Adică la toată lumea cade pe capete, își ia DNF non-stop, back-to-back, deci e varză, deci serverele sunt varză, sunt zero, jucăm ca pe derdeluși, jucăm în morcirlă, se mișcă infernal de prost, în reluare meniul la toată lumea, sau mă rog, la majoritatea, dar e de la noi. Oh, deci să probăm comunicare, ei nu zău, nu cred, e o problemă cu serverele? Nu are cum. Este absolut imposibil. Nu are cum. Ei, problemă. Nu o problemă, nu. Ok. Așa, trecem mai departe. Prime Gold Prospect. Bine că aici trebuie să dau probabil că discard. Eu un semn să nu dau discard, bănuiesc. Nu? Hai. Acum se poate. Bun, next. Următorul pack, pack-ul de 45.000. Haide, 45.000. Haide aici. Franța, ok. CDM, Real Madrid, bine. Dar Eciu Amini și ăl am, din păcate. Da, deci mai dăm discar și în 84. Aie, nu e problemă de război. Am dat noi la 85. Ok, ia să vedem totuși dacă salvăm ceva. Bun, sus, asta nu mă interesează neapărat, ăsta sus și restul jos, nu? Aia e, NCSF, bun, și acum, momentul adevărului, hai că am ajuns la ceva pack-uri interesante, am păstrat și ăsta, chiar sunt curios, ce dă de aici, mă, asta e pentru e-play, cred, ia să-l deschid eu acum, avem și ceva jucători, probabil că nu, nu dă deloc jucători, dă doar token, draft token și mizerii de astea pentru stadion. Totuși, draft tokenurile sunt ok. Două tricouri. Mizerie de astea și două draft token. Deci, practic, 30.000. Cu e-play-ul, da? 30.000. Bă, astea sunt ok. Draft tokenurile sunt ok. În rest, astea, pana mea. Simpatice tricourile. Nu zic nu. Dar draft tokenurile, alea sunt importante. Restul, pana mea. Rare players, Team of the Week și ăsta. Hai, rare players pack.
două pack-uri de 50.000, practic sunt primele de la Elite 1 și hai să vedem dacă merită. Deja Spania, deja de-am dus naiv. Deja am luat-o în brațe. Totuși, avem și două Morata, 83. Bun. Zen. 56.000 de puncte am avut, ca să știți. 56.000 de puncte. Da, a meritat. Și totuși mai avem un pack. Elite 1. Haide-mă. Hai măcar un knockout. A plecat. Elite 1 l-a scoat beta. Haide. E specială. Nice. Bine. E America. E striker. E double walkout. Deci avem pe Morgan care e ok și în spate se ascunde o specială. Sper să nu fie un 84. Morgan e bine. Și în spate se ascunde... Da, e low. Ok. Are un sezon bun. Are mai multe goluri în campionat decât Harry Kane. Practic are 15 goluri, mă rog, pentru echipă în 7 meciuri, 13 goluri în campionat. Harry Kane, dacă nu mă înșel, are 8. Deci un sezon bun. E o specială, e bine, însă e o specială low. Morgan, în schimb, e ok. Ia să vedem cât facem. Măcar atâta dacă dă, e ok. Morgan e ok, e folosită de foarte mulți jucători și asta pentru că arată bine. Are 5 stele pe WeFoot. E puțin mai greu de integrat dacă te duci. Are 5 stele pe WeFoot și are un playstyle foarte, foarte important. Playstyle Plus, Finesse Shot. Aceeași playstyle Plus pe care îl are Son, dar și Griezmann și Rupere. Sper să nu nărfuiască pentru că am și eu intenția să mă duc în direcția asta. Acum, nu știu ce să fac. Nu știu dacă... Pentru că nu e mai greu să o integrez. Clar mulțumit. E ok. E chiar foarte ok. Dar pana mea. Prea multe de schimbat la club. Îl facem și pe... E greu să-l integrez. Dar cu siguranță win pack-ul ăsta. Ăsta probabil la preț de discard, dar nu o să-l dau. Îl țin în cazul în care, la un moment dat, îl folosim la ceva, nu știu la ce. Încă arată rău. High, low, 3-3. Agility balance, nu e ce trebuie. Anyway, I take it. Bun. Mă declar mulțumit. Nu e vreo rachetă sau ceva, dar mă declar mulțumit. De la Squad Battles. Și încă două pack, ultimele două pack-uri le deschidem imediat. Și avem un Team of the Week, a plecat. Primul Team of the Week, am mai deschis unul sau două pe live. Ok. E o mizerie, nu contează. Good fodder. O mizerie de 80, Taylor. Am ceva Team of the Week, cred că am vreo 10-12 la club. Ceea ce e bine. Folosim la viitor, la un viitor SBC, 3-4, high medium, da, 80, pana mea. Și ultimul pack, cel mai important, cireașa de pe tort. L-am păstrat anume pentru, chiar dacă l-aveam deja de vineri când am făcut live, dar am deschis atunci 85x2, 84, nu știu cât, 83x5 și 82x10. 85x5 este pack-ul pe care l-am primit de la FC23, obiectivele alea pe care le-am făcut atunci. De fapt erau 84x5, dar au dat-o de gard, așa că compensați. A plecat, hai, dăm ceva bun de aici. Din păcate nu e specială. E Portugalia. Ok, e walkout. E double walkout, ăsta e bine. E double walkout, dacă îmi dau seama după animație. Deci vine ceva și mai high rated, ceea ce e bine. Și vine, mă, știți ce? I take it. Da, pentru că, ok, nu e nimic rachetă. În schimb mă ajută la ce SBC vreau să fac. Îl avem pe Rodrigo, deci mă ajută. Și avem și un Heroes de 87 care trebuie să iasă pe țeavă, deci ok, bă, să mulțumim, adică pane mea, e bine și așa, bine că a dat și așa, ia să vedem, dacă se mai ascunde încă un knockout în spate cu atât mai bine, da, încă două chiar, ok, deci Casemiro și 4 knockouts, I take it, sigur că era frumos să fi dat ceva să intre în echipă în pana mea, dar Varane acolo, ceva, știi? Dar e ok și așa. Ia să vedem ce salvăm de aici. Salvăm pe toți trei. Bă, știi ce? E bine. E foarte bine. La pare am o grămadă de investiții. Se duce deja spre 9.000. S-ar putea să scap de el. Lua la 6.600, 6.400. Dar, da. Cât să fână, cât să fână. Da, fraților, cam atât pentru episodul de astăzi. Overall sunt mulțumit. Am luat și double walkout de două ori chiar. Am luat-o și pe Morgan, am luat și special. Am făcut ceva coins acolo de la Squad Battles. Dacă reușim să mai salvăm ceva de la Weekend League, cu atât mai bine. Suntem la final, nu uitați de butonașe. Până data viitoare, pe respect.